În dragoste și război totul e permis. Astfel sună cea mai uzuală zicală, iar explicarea ei este foarte simplă. Când vine vorba de dragoste, nimic nu este interzis. Astfel poți să fii slab, poți să greșești, poți să fii copil, iar cel mai important dintre toate poți să fii tu. Această regulă se respectă și în război, unde orice modalitate de a-ți apăra țara este permisă, chiar dacă asta înseamnă să sacrifici viața câtorva oameni pentru a salva un popor. La ce crezi că se referă zicala în dragoste și război totul e permis? Nu-și putea să zic chiar la ce se referă, dar știu eu, nici nu cred că e permis totul. După mine, nu-i permis totul, nici în dragoste, nu-i permis să faci, știu eu, să iubești pe cineva și totul să-i faci rău până la urmă, deci nu-i permis. Dacă în dragoste te duci înainte, atunci cu dragoste. În război, la fel. Dacă ar trebui să omori pe cineva cu bună știință, chiar nu este permis. Deci nu-i permis totul. Ceva să fie îndrăgostit despre ceva război între dragoste și ură este posibil. Sunt niște lucruri care vin de la sine. Războiul și dragostea nu trebuie impuse. Ca să câștigi un război, poți să apelezi aproape la orice. Nu știu dacă aș apela personal, dar cam așa este. La care ce vrea să-l ieie? Cum vrea să-l ieie în dragoste? Încredere, deci nu mai au încredere unul într altul. Deci cuplul, de exemplu, care tineri, în general, în ziua de astăzi. Poate să fie și de la o gelozie, înțelegi, începe vorba aia, un fel de război, ceartă. Că în orice cuplu nu există să nu fie o ceartă sau o mică altercație între ei, înțelegi, că vezi cum e lumea, ba în sensul supraviețuirii, în sensul banilor, în sensul nevoilor personale, care e vorba aia, să mă trateți pe sunteți femei și una alta vă trebuie, lângire intimă și una alta, și nu este posibil, de unde? Și de acolo începe, râcă, ceartă, sfadă și ce să mai zic eu, chiar și război, cum ai zis mai înainte, dar până să ajungi la război cam departe, e o cale lungă, înțelegi, ca să ajungi la război, să decapitulez. Nu se merită, pentru că eu așa și după părerea mea, nu știu alții cum calculează. Eu, de exemplu, dacă, să zic, îs cu cineva și văd că nu merge nici stânga, nici dreapta, fata mea, te-am pupat, du-te la gară, că prin tramvaiul din urmă. M-ai înțeles? Că femeie se îngârlă, bărbat se îngârlă. În rest, ce să mai zic? Și vezi tu că munca asta și la noi în țară, ca să stai să analizezi niște lucruri, meri să te angajezi. Te aburesc și de la șomaș până te doare capul. Reveniți mâine, reveniți poi mâine. Eu m-am săturat și eu am lucrat la Direcția Socială a Cinzalău. Am lucrat 8 ani, am avut două maternități. Când am ieșit din maternitate, mi s-a ocupat locul. M-am dus aici la ADP, promisiun, podul plin. Cu 3 copii cam greu și în ziua de astăzi ca să le pui pita pe masă. Totul e permis, în dragoste și în război, nu există bariere. Diferențe între dragoste și război. Dragostea e cea care unește și războiul care dezbină, împrăștie. Deci nu poate fi o legătură între dragoste și război. Uneori faci compromisul și în dragoste la asta. Pentru că așa este. Totul e permis, adică dragostea n-are limite. Așa cred că așa este, dar nu știu să-ți explic de ce. Depinde curajul omului. Deci curajul și tenacitatea lui.